Bună ziua, stimate mass media, bună ziua, societate civilă. Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională de Tineret, lansează programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Totodată vrem să menționăm că bugetul acordat pentru anul 2024 va fi de 10 milioane de lei, iar proiectele se vor alinia direcțiilor strategice prevăzute în strategia de dezvoltare pentru tineret. Pe această cale vreau să prezint pe Ion Doneș și să-i dau oportunitatea de a prezenta programul de granturi care va fi lansat în anul 2024. Poftim! Bună ziua tuturor! Într-adevăr, Agenția Națională pentru Tineret este responsabilă pe partea de implementare de programe de tineret, iar unul din programele de bază implementate de către agenție este programul anual de granturi pentru organizațiile de tineret. Programul anual de granturi este deja o tradiție de a întări cooperarea cu societatea civilă din Republica Moldova. Am să trec în revistă câteva elemente importante care s-au întâmplat parcursul anului 2023, și anume, în cadrul programului anual de granturi au fost finanțate 31 de organizații de tineret, ceea ce înseamnă că noi am încheiat contracte și în acest an de circa 10 milioane de lei, ceea ce a condus, pe de o parte, la consolidarea cooperării noastre cu societatea civilă, dar în același timp am avut organizațiile societății civile alături în procesul de implementare a strategiei naționale de tineret. De asemenea, pot să comunic că pe parcursul acestui an, în cadrul programului de granturi, noi am reușit să acoperim circa 90% din teritoriul Republicii Moldova, dacă vorbim de unitățile teritoriale administrative de nivelul 2. Am reușit să ajungem în multe localități în care tinerii aveau mai puține oportunități de participare, de implicare sau mai multe oportunități de a accesa anumite programe de dezvoltare personală. De asemenea, acest program a demonstrat și în acest an viabilitatea și capacitatea organizațiilor de tineret, pe de o parte, de a fi partenera guvernului, pe de altă parte, organizațiile de tineret au investit și în alte structuri și lucrători de tineret din Republica Moldova, deoarece ei sunt principalii noștri parteneri și instrumente de realizare a programului de granturi. Pentru anul următor, anul 2024, ne propunem în linii mari să păstrăm aceleași direcții strategice, dar am să prezint câteva detalii specifice legate de programul anual de granturi din anul 2024. Vom continua, în primul rând, să mizăm pe trei direcții strategice, conform programului de implementare a strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret până în anul 2030. Ne vom focusa pe partea de creșterea capacităților în sectorul de tineret și creșterea calității lucrurilor de tineret în domeniul nostru, și anume, vom finanța în special proiecte care se referă la partea de formare și dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret. De asemenea, vom finanța anumite platforme și rețele legate de consolidarea capacităților organizațiilor de tineret, dar totodată și a centrelor de tineret. La fel, la această prioritate pot fi înaintate și proiecte legate de anumite proiecte legate de partea de oferire de experiență și mobilitatea lucrătorilor de tineret în Republica Moldova, pentru că credem că în această formulă putem să creștem calitatea lucrurilor de tineret în anumite regiuni unde au avut mai puține oportunități. Prioritatea numărul 2 se referă la partea de creștere a participării tinerilor și a spiritului civic în rândul structurilor de tineret. Respectiv, noi aici ne propunem să finanțăm proiecte care se referă la creșterea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor în școli, în cadrul autorităților publice locale. De ce? Pentru că noi considerăm că tinerii trebuie să fie consultați, tinerii trebuie să fie parte a procesului în care se iau decizii referitor la bugetul administrat de respectiva autoritate. La fel, tinerii trebuie și structurile de tineret trebuie să fie consultate când se elaborează un plan de acțiuni. Această prioritate totodată finanțează și proiecte care consolidează partea de cooperare intersectorială între, pe de o parte, organizații de tineret, școală, între organizații de tineret, centre, între organizații de tineret și comunitate. De asemenea, este important la această prioritate să fie finanțate și proiecte care consolidează
un parteneriat între mai multe instituții care lucrează cu tinerii la nivel local. Fie că vorbim de instituții sportive, fie că vorbim de biblioteci, fie că vorbim de școli, de centre de creație. Deoarece considerăm prin acest parteneriat pot, pe de o parte, se va cunoaște mai multe oportunități pentru tineri, da? Și va face acest schimb între instituții. În același timp, tinerii de la o anumită instituție poate accesa alte servicii și programe în cadrul altor instituții. De asemenea, la prioritatea 3 pe care o avem, se referă la stimularea proiectelor creatoare, inovative, care vin din partea organizațiilor de tineret și contribuie la dezvoltarea comunității la nivel local, evident prin implicarea tinerilor. Totodată, un element important este să susținem și proiecte care vin să consolideze structurile de autoguvernare studențească, structurile studenților pe ansamblu, dar și creșterea capacității lor de a participa în procesul de luare a deciziilor în cadrul instituțiilor de învățământ, iar pe de altă parte să creeze anumite spații în care tinerii în cadrul instituțiilor de învățământ pot elabora proiecte, pot veni cu diferite propuneri de proiecte inovatoare, dar reprezintă în același timp și anumite opțiuni de petrecere a timpului liber, de învățare, da, pentru studenți. Proiectele, evident, pot fi mult mai multe, cu mult mai multe tematici și asta așteptăm din partea aplicanților, din partea organizațiilor necomerciale. La acest capitol trebuie să menționez că aplicanții trebuie să fie organizații necomerciale din Republica Moldova, înregistrate în Republica Moldova, care reprezintă preponderent tinerii și lucrează pentru tineret. Proiectele se vor finanța pe cel puțin 3 categorii. Vorbim de proiecte locale, în care proiectele locale se implementează într-o localitate sau în câteva localități din cadrul unui raion. Aici putem oferi pot accesa suma de până la 200.000 de lei per proiect. Categoria a doua, proiecte de nivel regional. Aici se referă la proiectele finanțate până în suma de 400.000 per aplicație și se referă în profil teritorial la cel puțin, trebuie să acopere cel puțin 2 raioane până la 7 raioane din Republica Moldova. Și proiectele de nivel național, aceste proiecte trebuie să acopere cel puțin 8 unități teritoriale administrative de nivelul 2 din Republica Moldova și pot accesa o sumă de până la 600.000 de lei. Un element inovator care a fost propus pentru programul de grant pentru anul următor este acordarea proiectelor care au la bază subgrantarea. Ceea ce înseamnă că dacă vom avea anumite aplicații foarte consistente de la organizații cu experiență, care au mai asigurat regrantări sau subgrantări către alte organizații, dar care vor contribui la consolidarea capacităților instituționale și umane ale altor organizații de tineret, vor putea să acceseze această linie de finanțare, iar pentru această linie de finanțare pot solicita până la 1.000.000 de lei. Alte aspecte specifice a programului de granturi pentru anul următor sunt că vom pune accent pe proiecte inclusiv care vor contribui la incluziunea socială a tinerilor, inclusiv a tinerilor NEET, a tinerilor vulnerabili, social vulnerabili din diferite regiuni, mă refer inclusiv în profil teritorial din Republica Moldova. Și la fel vom încuraja și proiectele noi, adică organizații care nu au mai aplicat până acum la programul de granturi, iar în acest sens sunt alocate circa 1,35 milioane pentru a motiva și alte organizații să acceseze programul anual de granturi. Mai multe detalii vor fi prezentate atât pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, pe platformele de comunicare a Agenției Naționale pentru Tineret, precum și toate platformele de comunicare pe care le avem cu organizațiile societății civile. Perioada de aplicare va fi pe un termen, deci vor avea posibilitatea organizațiilor necomerciale să aplice timp de practic 2 luni, până pe data de 19 februarie, ora 17. Proiectele pot fi depuse atât în format fizic cât și în format online, iar în anunțul care va fi publicat, organizațiile vor avea posibilitatea să vadă e-mailul la care pot fi expediate aplicațiile.
Totodată, noi în această perioadă vom organiza și alte sesiuni de informare cu scopul de a ajuta organizațiile de tineret să înțeleagă mai bine cum pot aplica, care sunt activitățile specifice, inclusiv aspectele tehnice, financiare și inclusiv de raportare. În acest context, așteptăm și încurajăm organizațiile de tineret să aplice la programul de granturi, cât și le încurajăm să comunice la alte organizații de tineret despre această oportunitate pe care noi oferim sectorului asociativ de tineret din Republica Moldova. Vă mulțumesc!